Ziua 14. Trăiește o zi magică. Deepak Chopra, medic și scritor, spune, intențiile comprimate în cuvinte le conferă acestora o putere magică. Dacă dorești să te bucuri de o zi cu adevărat magică, începe prin a fi recunoscător pentru ziua în curs chiar înainte de derularea ei. În acest scop, evocă mental planurile pe care le ai pentru ziua în curs și spune cuvântul magic mulțumesc pentru realizarea lor armonioasă așa cum ți-ai dorit, chiar dacă acestea nu s-au derulat încă. Procesul este extrem de simplu și nu durează mai mult de câteva minute, dar diferența pe care o poate produce este incredibilă. Exprimarea anticipată a recunoștinței pentru ziua în curs declanșează automat legea atracției și poate genera într-adevăr o zi magică. Atunci când ofer mulțumiri pentru buna derulare a experiențelor de peste zi, tu primești practic înapoi ceea ce îți dorești. Dacă nu crezi că ai puterea de a influența într-o manieră atât de dramatică circunstanțele zilei, amintește-ți de o zi în care te-ai trezit și într-o stare de proastă dispoziție. Nimic nu ți-a mers bine în acea zi, iar la sfârșitul ei te-ai minunat cât de prost ți-a mers, ca și cum toate acele evenimente nefericite s-ar fi produs accidental. În realitate, singurul motiv pentru care ai avut o zi proastă a fost starea ta de dimineață care a atras tot șirul întâmplărilor ce au urmat. De altfel, nici chiar trezirea într-o stare, de... într stare de proastă dispoziție nu este întâmplătoare. Ea arată că te-ai culcat gândindu-te la ceva negativ, fără să-ți dai seama, de cele mai multe ori. Acesta este motivul pentru care ți-am recomandat încă de la începutul acestei cărți să practici seara înainte de culcare tehnica pietrei magice pentru a te asigura că te culci într-o stare pozitivă de recunoștință. Combinarea acestei tehnici cu cea a enumerării binecuvântărilor îți garantează o stare de spirit pozitivă la culcare și la trezire, astfel încât să te simți bine înainte de a începe ziua. Pentru a avea o zi magică este foarte important să te simți bine. Singura tehnică pe care o cunosc care garantează schimbarea aproape instantanea stării de spirit dintr-una negativă într-una pozitivă este practicarea recunoștinței. De aceea, indiferent ce plan vrei pentru ziua de astăzi, dacă îți propui să călătorești, să ai o întâlnire de afaceri, să lucrezi la un proiect, să iei prânzul, să faci exerciții fizice, să treci pe la curățătorie, să faci sport, să te duci la teatru, să te întâlnești cu un prieten, să practici yoga, să-ți faci curățenie în casă, să te duci la școală sau să faci cumpărături, Transformați ziua într-una magică prin repetarea cuvântului magic. Mulțumesc pentru buna derulare a fiecăreia din aceste planuri înainte de derularea lor. Dacă îți place să-ți faci liste detaliate cu lucrurile pe care le ai de făcut de-a lungul zilei, recitește lista făcută cu o seară înainte și exprimă-ți recunoștința pentru buna derulare a tuturor lucrurilor pe care le ai de făcut. Indiferent dacă practici exercițiul mental sau înscriși, ceea ce contează este să trăiești sentimentul că planul sau activitatea respectivă s-a desfășurat cum nu se poate mai bine. Practicarea anticipată a recunoștinței în scopul trăirii unei zile magice poate rezolva diferite probleme și dificultăți neașteptate chiar înainte de producerea lor. Cu cât vei practica mai des această tehnică magică, cu atât mai bune vor deveni zilele tale și totul va tinde să intre în armonie în viața ta. De la cele mai mărunte lucruri la cele mai importante. Zilele proaste vor deveni din ce în ce mai rare în viața ta, iar tu vei uita de frustrări și de bătăile de cap. Îți vei face mai puține griji, vei investi mai puține eforturi, vei fi mai puțin stresat și te vei bucura infinit mai mult. Când am început să aplic prima dată recunoștința pentru a avea o par parte de o zi magică, am optat pentru a mă oferi, în primul rând, mulțumirile pentru acele lucruri pe care știam că trebuie să le fac, dar care nu mă încântau prea tare. Unul dintre aceste lucruri era mersul la supermarket. De aceea mi-am început acea zi spunând cuvintele magice, mulțumesc pentru cumpărăturile ușoare și plăcute de azi. Nu puteam imagina cum puteau fi cumpărăturile ușoare și plăcute, dar am încercat să mă simt cât de recunoscătoare puteam. Iată cum s-au derulat, în continuare, s -au derulat în continuare cumpărăturile din acea zi. De la bun început am găsit un loc de parcare chiar lângă ușa de la intrarea în supermarket. Imediat după aceea m-am întâlnit cu două prietene. Pe una nu o văzusem de foarte mult timp, așa că după terminarea cumpărăturilor am luat prânzul împreună. Cealaltă prietenă mi-a spus că a văzut un aspirator fabulos și foarte ieftin, ceva ce îmi doream de mult. Absolut toate articolele pe care trebuia să le cumpăr erau la reducere, așa că mi-am terminat cumpărăturile în timp record. Când mă îndreptam spre casă, exact în fața mea s-a deschis o casă nouă, iar caserița mi-a făcut semn să vin la ea. În timp ce îmi scana produsele, m-a întrebat din senin, nu aveți nevoie și de baterii? Într-adevăr, era singurul articol pe care uitasem să-l cumpăr. Pe scurt, vizita mea la supermarket nu a fost doar ușoară și plăcută, a fost de-a dreptul magică. Este suficient să practici recunoștința câteva minute dimineața pentru a te bucura și tu de o zi magică, oferind mulțumiri pentru ceea ce te așteaptă de-a lungul zilei chiar și fără ajutorul celorlalte tehnici recomandate în această carte, cea de față îți va schimba decisiv cursul vieții, umplându-ți de lumină fiecare zi. În acest scop, imediat după trezire, fie în timp ce mai lenevești puțin în pat, fie în timp ce faci duș sau te îmbraci, fă o trecere în revista planurilor tale de peste zi și mulțumește din inimă pentru derularea lor impecabilă. Tehnica trebuie practicată însă dimineața, nu mai târziu în decursul zilei și într-o singură ședință. Evocă mental toate activitățile pe care îți propui să le realizezi de-a lungul zilei până la momentul orei de culcare. Repetă cuvântul magic mulțumesc pentru fiecare activitate, imaginându-ți că îl rostești seara și simte o stare de recunoștință profundă pentru că totul ți-a mers atât de bine. Nu ezita să folosești cât mai multe superlative pentru a-ți amplifica starea de recunoștință. Spre exemplu, spuneți mulțumesc pentru ședința de la serviciu care s-a derulat incredibil de bine. Mulțumesc pentru maniera extraordinară în care s-au rezolvat lucrurile în urma acestui telefon. Mulțumesc pentru că am avut parte de una din cele mai bune zile din viața mea. Mulțumesc pentru victoria fabuloasă pe care am obținut-o în timpul meciului. Mulțumesc că am reușit să-mi fac fără niciun efort curățenie în întreaga casă, ba chiar distrându-mă de minune. Mulțumesc pentru seara minunată petrecută alături de prietenii mei. Mulțumesc pentru călătoria făcută care m-a relaxat teribil. Mulțumesc pentru energia uimitoare pe care mi-a transmis-o ședința de exerciții fizice. Mulțumesc pentru reuniunea de familie care a fost mai armonioasă decât oricând până acum. Această tehnică magică este mai eficientă dacă rostești cuvântul magic mulțumesc cu voce tare pentru fiecare experiență. Dar dacă circunstanțele nu-ți permit acest lucru, poți face acest lucru și în gând. Dacă ai terminat de practicat tehnica pentru toate sarcinile pe care ți le-ai propus pentru ziua respectivă, încheie exercițiul spunând și mulțumesc pentru peștile foarte bune pe care le-am primit astăzi. Personal fac acest lucru în fiecare dimineață, iar de când am început să aplic această tehnică, am primit mai multe vești bune decât în întreaga mea viață de până atunci. Nu trece săptămână, de multe ori chiar ziua, fără să primesc cel puțin o veste bună. Ori de câte ori primesc efectiv astfel de veste, mă simt cu deosebire recunoscătoare și mă umplu de entuziasm că sunt conștientă că am atras o singură în viața mea prin puterea magică a recunoștinței. Această stare pozitivă de spirit amplifică și mai mult puterea magică, iar astfel veștile bune continuă să apară în viața mea. De aceea îți recomand călduros această tehnică dacă dorești să te bucuri la rândul tău de veștile bune pe care ți le poate oferi viața. Tehnica magică numărul 14. Trăiește o zi magică. Pasul numărul 1. Enumeră binecuvântările din viața ta. Fă o listă cu 10 binecuvântări. Notează alături de ele și motivele pentru care te simți recunoscător. Recitește apoi lista, iar după fiecare binecuvântare spune Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc cu o intensitate cât mai mare a trăirii. Pasul numărul 2. Imediat după trezire, fă o trecere în revista planurilor tale de peste zi și mulțumește din inimă pentru derularea lor impecabilă. Evocă mental toate activitățile pe care îți propui să le realizezi de-a lungul zilei până la momentul orei de culcare. Repetă cuvântul magic mulțumesc pentru fiecare activitate, imaginându-ți că îl rostești seara și simte o stare de recunoștință profundă pentru că totul ți-a mers atât de bine. 3. Dacă ai terminat de practicat tehnica pentru toate sarcinile pe care ți le-ai propus pentru ziua respectivă, încheie exercițiul spunând și mulțumesc pentru toate veștile foarte bune pe care le-am primit astăzi. Și numărul 4, înainte de culcare, ca de obicei, ia în mână piatra magică și rostește cuvântul magic mulțumesc, exprimându-ți astfel recunoștința pentru lucrul cel mai bun care ți s-a întâmplat în ziua respectivă.